it's time for Christmas, and Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true. That's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. Mă fuță în casa de aproximativ 10 minute, încercând să găsesc și eu un unghi favorabil din care să pot face deschiderea vlogului ăstuia. 2 decembrie la mine, ceea ce înseamnă că la voi este un minim 3, posibil chiar să fiți aici din viitor. Deci în cazul în care ne vedem acum, iar la voi este vară 2021, la mine cu decembrie 2020 nu pot să zic decât un bine ați revenit pe canalul meu la vlogmasul anului curent. Acum, este trecut de dimineață, adică este un bună dimineața, bună ziua, așa. Vă salut mai mult de complezență, nu pentru că ar avea neapărat vreo relevanță, pentru că voi în principiu mă vedeți măcar seara, așa că spun asta doar ca să fac deschiderea cum trebuie. Sunt plină de bună dispoziție, sunt echipată pentru împotopirea bradului pe care urmează să o fac alături de individ și vă voi arăta ce tricou sexy are și el, că suntem amândoi pe mesaje, pe nu știu ce, dute de genul ăsta și am avut o trezire foarte drăguță de dimineață, cred că ați văzut, cu buchetul ăla foarte frumos de flori pe care l-am primit, cred că ușor cu retard, adică mi imaginez că a fost, nu mi s-a zis, dar mi imaginez că a fost pentru Sfântul Andrei primit și l-am așezat acolo foarte frumos, undeva, uite, vedeți ceva roșu pe masa din sufragerie, l-am așezat acolo așa frumos, blănoși și prințesc, l-au mirosit, l-au întors pe toate părțile și am mai pierdut vremea un pic timp, ne-am uitat la un serial pe Netflix, la Big Bang Theory, pe care cred că îl știți, cu siguranță îl știți pentru că este unul dintre serialele vechi, eu chiar l-am mai văzut, dar el nu știe și am zis hai să ne uităm la ceva drăguț, așa simpatic, să râdem, să ne hăhăim cât timp ronțăim o floricică, mâncăm o ciocolată și bem o bere, mă rog, o bere fără alcool, ce am consumat până acum. Și în momentul ăsta am zis haide totuși să pornesc și filmarea, să dau drumul la video, să începem să decorăm, să ornăm și să ne bucurăm de momentul poate cel mai frumos din timpul vlogmasului, mă rog, poate din al meu, nu știu exact cum este la alții, dar mie îmi place mult de tot să decorez bradul și v-am tot anunțat că urmează să facem asta încă de când l-am instalat acum 2 zile. Așa că, înarmați cu ciocolățuri, floricele și o să vedem cafeluță, ciocolată caldă, ce mai fac eu, o să mergem acum dincolo și o să începem să decorăm frumos cât timp ne mai permite lumina. Pentru că nu prea mai e soare și nu știu dacă auziți asta, dar vecinii mei sunt alături de noi, deci vom orna în grup. Iar chestia aia pe care o vedeți acolo, dacă observați ceva negru care stă pe un pervaz, este rumbul. Nu știu dacă ni se va alătura, deși bradul să știți că l-au cam ignorat până acum, nu prea au fost tentați nici el, nici Poirot. Însă din momentul în care o să punem beculețele și toate decorațiunile, globurile, beteala și toate cele, s-ar putea să se lase cu crânțărit. Însă până când ajungem acolo, dați așa... Ce e asta? Vreau să le arăt tricou. Că nu poți să te filmezi de acolo, că ce avem Working on my Santa body cu floricele și cu ciocolată. Răpitor. Și am pentru tine să-mi zici ce preferi, că am am ochelari din aia, am unii cu ce avem odată varianta asta să spun pe cap sau dacă nu, am cu om de zăpadă și mai am încă unii cu elf. Zic să începem să desfacem și calendarele astea advent până când intrăm în brad, ca să vedem și să scăpăm de o grijă, ca să nu mai uit cu ele, că mereu am senzația că le las pe ultima 100 de metri și n-apuc să vă arăt ce conține fiecare. Așa că avem odată sabonul pentru ziua 3. Uite ce repede l-am găsit de data asta. Deja cred că i-am prins mersul, nu mai e o problemă. Și avem aici, bine, dacă reușesc să nu-mi fac unghiile praf, ia, o cremă de mâini, cred că e asta, cremă de mâini, un focus ar fi minunat. Cred că e cu aceeași aromă în care era și spumantul ăla de baie pe care vi l-am arătat aseară. Roasty. Deci ceva cu ceai de trandafir, o chestie de genul ăsta. Ia să vedem cum miroase. Sunt chiar mai multe. Nu. Ce să vedeți, ciuc și groază. Miroase a trandafir. Mă așteptați? Roasty să miroase a trandafir? Ia. Cu tot am mâinile uscate. Ești afară. Vrei niște trandafiri? Nu.
Miroase foarte bine. Miroase foarte bine și se simte foarte plăcut. S-a absorbit deja pe mâinile mele. Deci ar fi o dată asta de la sabon. Mai departe mi-e și frică să pun mâna, pentru că de body shop știm deja ce dărâm și ce distrug. Ia să vedem, reușesc una singură. Deci nu o să-l mai culc măcar, pentru că în momentul în care l-am așezat, cad toate, dar am o presimțire că tot asta o să se întâmple. Uite că nu s-a întâmplat. Ha! Altă viață. 3-3-3-3-3, ia. The Body Shop, ăsta ar fi numărul 3. Am uitat să vă zic că sunt și niște mesaje pe cutiuțele astea. De fapt, da, că așa au fost și anul trecut, numai că nu le-am dat eu atenție acum. Probabil eram prea adormită. Vedeți, de asta e bine să încep cu ele de dimineață, ca să nu mai... fiu deja în lumea viselor. Zice așa: put a little gift back into this box. Now give it to someone awesome. Nu știu dacă are neapărat legătură, dar cutia de anul trecut, una dintre cele două, pentru că am sesizat că aveam vreo două în boxă și spun aveam pentru că una deja am dat-o, am trimis-o la Vicky. M-a rugat pentru că are nevoie de ceva care să acopere suportul ei de brad, care e plasticos, așa cum este în principiu și al meu. Și, în general, eu așezam pe acolo cadouri sau știu de la bunica mea că punea o cârpă roșie, un fel de pătură roșie, așa, care masca frumos masca aia. Care masca frumos suportul ăla. Dar, în cazul ei, își dorea niște cutii din astea de cadouri mai drăguțe și zic, stai așa că te rezolv, că am eu de la The Body Shop, crezând că am una singură, numai că, între timp, scoțând toate astea de aici, am mai descoperit una și probabil că eu voi duce și pe aia. Și asta, mă rog, ea arată super bine. Nu trebuie neapărat să stea sub brad. Cred că poate fi folosită și prin casă, așa, pur și simplu ca decor, că este mai mult decât minunată. Așa că astea sigur le voi recicla. Deci nu le arunc sub nicio formă, că sunt mult, mult prea frumoase. Și cu desenele astea superbe arată foarte bine. Dar stai să vedem și ce conține ăsta. Dacă reușesc cu o mână, ar fi minunat. Înții și mie puțin camera. Deci este un balsam de buze, uite mai câțâna, vrei un balsam de buze cu mango? Cred că sunt cumva gândite treburile, pentru că ieri, știți, a fost sarea de baie cu trandafir de la sabon, după care am venit cu crema de mâine astăzi cu același trandafir, iar ăștia de la The Body Shop au avut ieri gelul de duș și acum ăsta de buze tot cu mango. Aș vrea foarte tare, uite, vă pun tot așa. Ia să vedem cam cum este. Nu prea am nimic pe buze la momentul actual. M-am machiat foarte, foarte puțin, doar așa pentru stat prin casă. Adică am niște concealer pe față, ăla de la Maybelline, mascara și un pic acolo o chestie pe sprâncene, dar în rest de niciunele. Uite așa arată interiorul. Mamă, și miroase. Wow! Miroase bine de tot. Merge? A? E ok, mai pune. Ăla e, numărul 3. Hai să vedem ce zice. Săc! Săc! O mască pentru față, cred că am mai avut din astea. Sunt măști, nu mască de aia, mască de asta, nu de aia, nu. E o măscuță mică, 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 sub formă de cremă pe care o aplicăm pe față și e hidratantă. Îi zice Moisturizing Snow Mask Aqua Focus. Am mai avut din astea și anul trecut. Nu mai țin minte dacă atunci am avut advent de la Douglas, parcă fusese, dar eu cu siguranță am mai încercat asta, deci nu e prima dată când o văd. E ok, merge. Mă rog, n-am văzut o diferență considerabilă, dar e ok, acolo o pun lângă celelalte măști. Și acum, mi-a ieșit din grijă cu ele, așa că zic să procedem mai departe cu gloabele. Știu, dar mă gândeam că ăsta fiind așa frumos, parcă ar atrage mai mult atenția dacă ar sta sus. Haide bă, stai puțin. Așa, astea sunt dintre globurile alea vechi care îmi sunt mie cele mai dragi și cele pe care le caut întotdeauna și le găsesc foarte, foarte greu. Văzusem recent la cineva pe OLX vânzând, nu știu, avea mai multe anunțuri în care vindea câte 10 globuri deodată, dar erau la niște prețuri de alea astronomice, adică avea un anunț cu vreo 800 de lei, 10 globuri. Și erau într-adevăr vechi, adică se vedea că erau din alea de pe vremea împușcatului, dar, nu știu, 800 de lei pentru globuri care nu erau ceva foarte special, atâta tot că erau vechi, însă prețul m-a cam... lăsat un pic pe mut și m-am retras și am zis că o să mă mulțumesc cu asta și cu jumbo și eu mai fi... Dă-mi coadă, dă-mi coadă, mulțumesc! Da, păi, întâi cu animal. Da, ce fac eu? The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts,
drinking hot wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. Rumbo a făcut practic toată treaba la asamblarea bradului și mai ales la decorare și acum merită și el o pauză, săracul, la cât s-a chinuit. A pus betel, a pus globurile, a și mâncat din ele. Noi doar am asistat așa puțintel, dar îi mulțumim din suflet blănosului care a făcut o treabă excelentă și astfel se prezintă bradul meu pe 2020. E un frumos, am senzația că neintenționat a ieșit mai mult cu roșu și pauriu. Câteva globulețe pe acolo cu albastru, dar cam atât. În rest, tematica asta ar fi. Din păcate, unele s-au mai spart de anul trecut, ce vă povesteam și aseară, dar oricum, mi se pare că a ieșit foarte, foarte drăguț și îmi place mult, mult de tot. Și cred că știți din globulețele mele, dacă m-ați urmărit în anii ceilalți, sunt cam aceleași. Nici nu o să mai cumpăr pentru ăsta, v-am zis. Vreau doar să completez acolo, cei care ați văzut vlogul meu, știți despre ce vorbesc, dar este un minunat. Și doar așa câteva cadre scurte, ca să vi le readuc în atenție pe preferatele mele. Asta de aici, decorațiunea aia, mai e moșul ăsta și sunt o mulțime de la voi, să știți. Uite, de exemplu, asta de aici, făcută dintr-un bec reciclat și mai e o variantă cu pisicile, cu rumbuci, cu poaro, dar nu știu exact pe unde este, e pe aici, pe undeva prin brad. După care ăsta cred că este tot de la voi. Păsărica asta este una veche de la bunica mea, dacă mă amintesc bine. Vârful e același, din anii trecuți cred că l-am luat din Jumbo Jumbo. Și mai sunt undeva, dar cred că prin spate. Uite, și ăla este unul vechi. Arată foarte bine, sunt foarte mulțumită de cum a ieșit. Așa că Rumbo va primi un pliculeț suculent astă seară, pentru că săracul a depus mult efort aici și of, merită, îl muncesc. Deci sclavagism ce fac cu motanul ăsta. Și dacă tot primește Rumbo pliculeț, cred că o să fac și niște burger pentru noi sau niște pizza din alea vegane. Știți voi că v-am mai arătat de-a lungul timpului cum le cumpăr eu din Kaufland și am congelatorul plin de alea, dar cam atât cred că am la momentul de față. Am tot zis că trebuie să ajung la un Carrefour, la un Kaufland să cumpăr ceva de mâncare și n-am reușit. Nici astăzi nu prea am avut treabă cu deplasările. Mâine sigur, mâine să știți că o să mergem la o ședință foto de dimineață. Am închiriat undeva un studio pentru vreo 2 ore și mă duc acolo cu stăicuți. Și o să vedeți atunci că o să pozăm și o să facem lucruri drăguțe și o să-l termină. Face mișto de mine, bineînțeles. Și o să pun camera să filmeze, deci o să vedeți toată povestea. Nu încarc acum prea mult cu detalii ca să rămână pentru mâine. Însă poate reușesc totuși mâine să fac așa un stoc. Poate mergem să cumpărăm ceva de mâncare, să mai alimentez și eu, că nu mai am fructe, nu mai am iaurturi, nu mai am de niciunele, doar ce a rămas în congelator. Dar în seara asta n-am mâncat, de fapt astăzi n-am prea mâncat nimic în afară de popcorn și ciocolata aia pe care am ros-o, cât o cafea, pentru că, hei, espresorul merită și el, la câți bani am dat pe el, trebuie folosit și atât, altceva nu, n-am mâncat nimic și ne-a cam luat foame. Așa că probabil că o să fac ceva dintre burgerii ăia, dar am zis să mergem cel puțin până la un Mega Imaj, că ăla e cel mai aproape de mine, în general când fac cumpărături masive, adică de dimensiuni mai mari, când e cu sacoșe de cărat și așa mai departe, mergem la un hipermarket mai mare. Dar acum pentru ce avem noi nevoie în seara asta, adică niște castraveți mi-ar trebui, niște castraveciori din aia murați și niște roșii și mai vedem pe acolo câteva legume, doar se poate merge și la Mega Imajul din colț ca să le luăm. Și vreau să mai iau și niște baterii să văd dacă reușesc ceva cu vreo altă instalație în cazul în care găsesc și instalație la Mega Imaj, pentru că am văzut acolo că aveau niște treburi săptămâna trecută, dar n-am cumpărat. Așa că aș vrea să iau cu baterii cu tot și să instalăm și să facem pe aici să beculească treburile mai mult decât beculesc deja. Stai. Îți iau de asta? Îți iau de asta? Nu vrei nas? Aici nu mai am deloc. Ia vezi, poate au. Dacă nu, o luăm pe asta colorată.
Avem două variante disponibile, e ăsta odată, schnitzel, și mai am, mă rog, acolo este mult haos congelat, mai am burgeri pe stilul ăsta și mai sunt cutiile de pizza astea de aici, care și ele sunt foarte bune, dar cred că ne limităm la burgeri deocamdată. Ah, și nu știu dacă v-am arătat că am mai găsit niște chestii de la Verdino, nu le-am încercat încă pe astea, doar burgerii, uite, ăștia de aici, se găsesc la Kaufland și costă în jur de 11 lei bucata asta de, mă rog, cutia care conține 4, de fapt, nu sunt 2, sunt 2 cu 2. Deci 4, parcă așa mi-amintesc, sper să nu bat câmpii, dar sunt foarte bune, asta voiam să vă zic. Dacă aveți ocazia să încercați, în caz că țineți post sau, nu știu, poate urmați un regim din ăsta pe bază de plante, ori încercați să reduceți consumul de carne, să încercați pe ăștia, că sunt foarte bune. Dar și cei din brațele mele sunt la fel, așa că probabil că astă seară de ăștia. Miros super bine burgerii ăștia, adică mie îmi plac mult, parcă ar fi, nu neapărat carne, dar e un miros așa foarte pesant, zinus, sunt gustos, o să fie delicioși. Asta pentru că sunt o bucătăreasă foarte talentată, nu-i așa? Am și uitat de farfuriile astea, luate anii trecuți, de la Jumbo, în două seturi diferite, dar le-am tot văzut readuse an de an, așa că mă gândesc că pentru cine e interesat, le-ați putea găsi în continuare. Erau la seturi de câte 4 sau 6, parcă. Și foarte accesibile ca preț, undeva 20-30 de lei, ceva de genul ăsta. Sunt ochioase tare! Here we are, a cold December night, snowflakes fall, wonderful, magical, it's that time. Străluce e noapte, cu verde, cu albastru, am luat o sorcovă, așa cum vă promisesem, pentru că nu aveau decât în două culori, deci era odată varianta asta așa, vedeți, ba cu roșu, ba cu galben, ba cu verde, ba cu albastru, ba toate deodată, sau cealaltă variantă doar cu albastru și zic, dacă tot ne-am apucat, hai să ne apucăm până la capăt. Așa că avem acest girofar în toate culorile curcubeului, dar așa de mult îmi place și așa de mult mă bucură, parcă și unul de la mic care se entuziasmează când vede pentru prima dată culorile sau un copil care dă cu nasul de zăpadă. M-am așezat aici în fața lui ca să vedeți reflexiile direct pe fața mea în toate culorile, ia uite, a? Sorcova, vesela, să trăiți, să îmbătrâniți, ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir, tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul, iute ca oțelul. Și mai era ceva. Și se termina cu la nu știu la mulți ani. Nu știu dacă am ratat pro parte. Mă rog, asta o ziceam. S-au pierdut cu totul obiceiurile astea. Chiar stăteam și mă gândeam că, uite, eu n-am fost niciodată la colindat. Însemnând că n-am mers așa din ușă în ușă, în scara blocului sau nu știu. Eu n-am avut țară, v-am mai zis asta, că am copilărit la bloc, bunicii mei trăind cu toții la bloc, n-am avut niciodată un spațiu în natură. Acum bine, că am fost la colege, la prietene, că am mai fost așa până diverse vizite la țară, da, dar nu am avut o copilărie din aia la țară. Am trăit mai mult la asfalt cu trotuarul de gât. E, și pentru că am trăit în felul ăsta, este un motiv din cauza căruia nu am mers niciodată la colindat. Deși aveam colege parcă ce făceau asta, dar nu cred că a fost ceva de durată sau nu știu, poate n-am fost eu pe fază, habar nu am, cert e că nu am fost niciodată. Făceam treaba cu sorcova însă în școala primară, în clasele 1-4, când se desfășura la sfârșit de an câte o serbare și aveam costum popular de regulă, cu ie, cu șorțule din ăla foarte drăguț, sau mă rog, ne costumam în tot felul de treburi și aveam momente din alea artistice în care ba puneam în scenă o piesă de teatru, ba spuneam poezii, ba aveam un moment artistic de nu știu care. Erau foarte drăguțe treburile astea, nu știu dacă se mai practică acum, știu că a avut și frate-mi undeva tot prin școala primară, dar după aia s-au dus cu totul. Acum nu știu dacă se mai țin, dar mie îmi plăceau foarte mult serbările astea și chiar îmi amintesc că la sfârșit de clasa a patra, parcă, am avut una, vară fiind, vă dați seama, sfârșit de an școlar, am avut una în care am jucat domnul Goie și eu eram parcă mamița.
Și aveam pălărie pe cap, de atunci eram cu dilele mele, aveam pălărie pe cap și o rochie foarte, foarte umflată și eram în repetiții înainte să avem momentul ăsta și ne întâlneam cu toții cei care jucam piesa și repetam. Și era entuziasmul total în perioada respectivă pentru că era acel eveniment mare, zici că, mamă, cine știe câtă lume te vedea și extraordinar ce se întâmpla acolo. Nu era nicio miză, dar mie dintotdeauna mi-a plăcut să mă implic în treburile astea cu o latură artistică și cred că, așa cum ați mai zis și voi, cred că aș fi putut să fac ceva frumos dacă m-aș fi dus mai departe la teatru. Cred că am mai menționat asta, că am avut așa o intenție, dar cumva am renunțat undeva la momentul la care am dat admiterea la liceu. Pentru că atunci îmi pusesem problema asta a teatrului și cumva cred că m-am lăsat convinsă de oamenii din jurul meu care mi-au zis că, băi, stai potolită, dacă vrei să nu mor de foame, stai potolită. Și am zis, bine, și m-am dus în altă parte și mai am luat gândul de la asta. Dar acum când îmi aduc aminte și uitându-mă așa la ceea ce fac pe partea asta de online și, mă rog, multele filmulețe pe care le-am făcut eu în care am intrat în pielea câte unui personaj, mă gândesc că poate aș fi făcut ceva drăguț și pe partea asta. Posibil să fi murit de foame, da? Adevărat, dar cred că aș fi fost împlinită măcar așa parțial dacă m-aș fi ținut de teatru. Dar oricum, sunt o fericită pentru că am posibilitatea de a face asta aici online, pe canalul meu, unde voi mă urmăriți și majoritatea mă susțineți și asta, oricum, e poate chiar mai bine decât ar fi fost în cazul în care aș fi mers mai departe cu teatrul. Dar da, pornisem de la Sorcovă și de la Colinde, n-am avut-o pe asta, deci nu. Făceam așa câte o Sorcovă la serbările din decembrie, răruț, cred că s-a întâmplat, însă nu am trăit experiența asta a colindatului, din ușă în ușă, cioc-cioc, cu plugușorul sau, mă rog, ce alte colinde, sorcove și așa mai departe se practicau în vremea respectivă. Și chiar aș fi curioasă, uite, dacă la voi, în momentul de față, ori voi, ori poate știți pe cineva care merge și duce mai departe obiceiurile astea, aș fi chiar super interesată să aflu cum se desfășoară treaba și dacă se mai ține, dacă se mai organizează. E și păcat de ele, pentru că sunt tradițiile noastre și mi se par foarte frumoase, dar probabil că nu mai sunt de actualitate, nu știu, în 2020, mai ales anul ăsta care a fost și sper să se ducă și să rămână în urmă, așa, cu părțile lui proaste, nu mă refer la alea bune, mai ales în anul ăsta mă îndoiesc că lucrurile au putut să continue pe un făgaș normal. A fost tare, tare dubios. Dar da, eu sunt foarte fericită că am brad acum. Singura mea problemă este că astăzi n-am lucrat nimic și trebuie să mă apuc acum și e destul de târziu. Individul e în continuare la mine și am un chef, cum să vă zic, deci numai de asta n-am, aș face orice altceva, numai de asta n-am chef. Dar trebuie să mă organizez neapărat, însă mi-am propus să mă uit la Vlogmas, să văd și Vlogmasul stăicuțului pentru astăzi, că n-am apucat să mă uit, să văd Vlogmasul, eventual să mai beau ceva cald, fie îmi fac un ceai, fie o cafea. Deși ar fi mai bine să nu, dacă vreau să mai și dorm în noaptea asta, dar poate o ciocolată caldă sau ceva, oricum cu o băutură caldă, să mă uit și la Vlogmasul ei și după aia să mă apuc de treabă, că deja am lălăit-o mult. Dar aș vrea de asemenea să mai citim un pic din comentariile voastre, pentru că am văzut că v-a plăcut, că am venit cu ideea asta în cadrul Vlogmasului de ieri și chiar ați lăsat acolo în cele de astăzi că mai citește, vrem să mă interacționez cu noi. Așa că o să mai iau câteva pesărite, chiar îmi spunea cineva că îi pare rău că n-am citit și comentariul ei, dar nu e deloc intenționat, adică n-am luat tu datul, care au venit primele sau nu știu, după cum am scrollat eu acolo, uite-l pe ăsta, exact așa le-am citit, nu e sub nicio formă o chestie intenționată sau să fac vreun fel diferențe. Doamne ferește, pentru mine toată lumea care e cu mine și e pozitivă și optimistă acolo și se uită cu plăcere la mine e pe același picior. A căzut o frunză. Deci nu, în niciun fel nu văd oamenii diferiți, dar așa s-a nimerit atunci. Și acum o să facem exact același lucru, să vedem ce mi-ați mai scris pe acolo. Și am moderat un pic din comentarii și am văzut că mi-ați lăsat recomandări de Crăciun, pentru care mulțumesc mult, mult, mult de tot. Ia uite aici, comentarii frumoase de la Gianni Ciobanu. Ești serialul meu preferat în această perioadă. Love you. Cristina Andreescu. Parfumul, povestea unei crime. E un alt fel de thriller care te va prinde cu siguranță. Trebuie să verifică, știți, eu cu thrillerele sunt acolo, pe felie. Am văzut un film care îmi sună a ceva similar ăstuia, nu știu dacă e același, dar voi verifica. Oricum, mulțumesc foarte mult, Cristina, sper că nu l-am văzut, adică mi-aș dori să descoper ceva nou și fain. După care, de la Ligia Bobos, iartă-mă Ligia dacă zic ceva iurea, am ținut să menționez că intro-ul e perfect, direct la subiect. Un alt film de Crăciun animat este The Polar Express, pentru toată familia, mulțumesc foarte, foarte mult, Sorina.
După care de la Teodora: Doamne, ce emoționant a fost momentul în care citi comentariile, uite ce spuneam. Cred că toți cei care și-au auzit numele au sărit în sus de bucurie. Mulțumim că ești aici în fiecare zi și că ne faci luna în decembrie mai frumoasă. Eu mulțumesc pentru că este un efort comun, nu e vorba doar de mine, că și voi vă uitați și în felul ăsta îmi dați mie energie și mă animați să duc mai departe vlogmăsurile astea. Deci eu vă mulțumesc vouă, voi mie, eu vouă, e un cerc așa, e un timp balaban care se învârte în același cerc. După care, de la Simona: ne relasăm în fiecare seară cu tine, cât mă bucur. Brândușa Pintea: National Lampoon's, direct, dacă vreți să o dăm așa. Lampoon's, pe românește, Christmas Vacation și Vișeis Bestial. Ok, verificăm, mulțumesc frumos, Brândușa, nu știu pe asta, nu știu despre ce vreau, nici am auzit de el. După care, de la Madalina Hurmuz: oricum este cel mai bun vlog, mă, Andreea. So keep calm, you're the most loved and watched Romanian vlog master. Oh, mulțumesc tare mult, e super flatant pentru mine să citesc așa ceva și cred că m-am oroșit, nițeluș. Mulțumesc foarte, foarte mult. De la Eliana Nicolcea: o recomandare de film, Cruncile Crăciunului, 1:2 sau nu știu, 1:30, nu știu exact cum ar trebui să citească, dar ne uităm. Mulțumesc frumos, ador intro-ul, mă bucur din suflet. Elena Maria: mi-e tare drag când postez vlog-ul, mulțumesc că ții din timp să le faci, eu mulțumesc că te uiți. Diana: pa, când apare intro-ul ăla mă tăpesc toată, atât de mult au fost așteptate vlog-ul încât parcă nu-mi vine să cred că au apărut. Andreea Marina Radu: e, Ioana, ziua 2, ciocolată caldă pregătită, așteptăm din refresh. Apoi Delia Alexandra: când am văzut Ellen Rickman am nebunit, da, Snape, da, știu, și eu sunt la fel de pasionată de actorul ăsta, îmi place super mult. După care Lena Patrick: foarte frumos începusem în seria Harry Potter, îmi place, succes, părcătorul de nuci, minunat, mă bucur sincer. Alexandra Varga: încă nu vine să cred că a început vlogmasul și a venit decembrie. Și după aia mai sunt multe comentarii, adică mi-ați lăsat răspunsuri, el încarcă mai greu, de asta mă mișc eu mai așa, dar multe răspunsuri. Erica Giulia: recomandă Christmas Chronicles 1 și 2 de pe Netflix, foarte drăguțe filmele. Avram Zenaida: ești minunată, draga mea, de-abia am așteptat vlogmasul, este super, mulțumesc frumos. Și tot așa, din fericire pentru mine sunt multe astfel de comentarii frumoase și mi-aș dori din suflet să vă pot mulțumi pentru ele personal. Și eu sunt convinsă că se va întâmpla și asta, cândva, nu știu, sper că în 2021 să avem ocazia să ne vedem în număr cât mai mare și atunci să pot să vă întorc bucuria asta pe care mi-o oferiți, pe care nici nu știu dacă reușesc, adică ce simt eu acum văzând toate astea și primind toate răspunsurile astea frumoase de la voi e ceva ce nu pot să descriu neapărat și chiar nu sunt vorbe în vânt, chiar sunt niște lucruri care contează și fac o diferență. Feedback-ul ăsta este vital, e motorul acțiunii mele aici în online, așa că cinste vouă și faceți seara și zilele întotdeauna mai bune atunci când mă încurajați în felul ăsta. Apreciez din suflet. Ce vă mai zic acum este decât o noapte bună, niște somn ușor vise plăcute, iar eu mă apuc de treburi, că nu prea mai e de stat. Mă pun să mă uit nițeluș la Stăicuț, să vedem cât pot, nici nu știu cât are vlogul ei din seara asta, dar mă uit, după care trec la treabă, demachia toate cele și nănesc-o pentru că mâine dimineață suntem pe treburi. Au, și trebuie să pregătesc. Trebuie să pregătesc ținutele și toate cele pentru mâine. O să fie foarte, foarte drăguț, așa că să reveniți pe canal pentru că cel de-al patrulea vlog cred că va fi. O să fie unul super crăciunist și foarte, foarte pozagiu. Vedeți voi acolo. Pupicios multă și ne vedem mâine de la 7. Pa!